Anul 1911, podul a fost grav avariat în 2004, în urma unei puternice viituri și așa a rămas în ultimii 7 ani. Lucrările de execuție a noului pod ar fi trebuit să înceapă din vară, dar, așa cum se întâmplă cu aproape toate lucrările din județ, licitația a fost contestată. Podul de la Ionești are o importanță majoră pentru sistemul rutier regional, reprezentând legătura cu autostrada București-Pitești. Având în vedere acest ultim aspect, parlamentarul PDL Iulian Vladu a făcut demersurile necesare pentru demararea lucrărilor și se pare că a avut succes. Lucrările vor începe în cel mult 2 săptămâni. Mâine se semnează contractul de construcție a acestui pod, un obiectiv foarte important de interes național. A fost construit acum 100 de ani, deci în 1911. Această investiție are o valoare de câteva milioane de euro și în timp de maxim 2 săptămâni vor începe lucrările.